cele mai frumoase momente pentru că este ziua dumneavoastră. Orașul Scornicești este în sărbătoare și înflorește în fiecare an pentru că aveți un primar deosebit de frumos pe care vreau înainte de toate să-l aplaudați și să-i mulțumim pentru toată munca pe care o depune pentru dumneavoastră. Sunteți minunați, aveți un oraș extraordinar de frumos și pentru că mie una mi-a plăcut tare mult încă de când am intrat la dumneavoastră, vă spun așa, pe data de 19 septembrie, începând cu ora 19 la Favorit TV, dacă o să aplaudați frumos și dacă o să dansați astăzi, promit că dau imagini cu dumneavoastră, de aici, de la Scornicești. Pentru că dacă nu m-ați recunoscut, ei bine, sunt Roxana Birică, colega lui Florin Grigore, mulți dintre dumneavoastră ne știți de la Favorit TV și am zis așa, vreau să vă fac o surpriză, vreau să dau cât mai multe imagini de la dumneavoastră de aici, doar am o condiție, atât, una mică, multe aplauze pe perioada spectacolului și dumneavoastră să vă simțiți bine, pentru că despre dumneavoastră este vorba astăzi. Vreau să-i mulțumesc încă o dată domnului primar Daniel Tudor, pentru că este un om extraordinar și ca în fiecare an face așa să răsune nu doar Scorniceștiu, tot județul și bineînțeles are parteneri extraordinari pe cei de la Costi Bambu, pe care o să vă rog să-i aplaudați și pe ei, pentru că munca grea este depusă de către toți băieții aceștia minunați pe care îi vedeți dumneavoastră printre noi pe aici. Ei bine, în deschidere să știți că aveți cu ce să vă lăudați, am auzit. Și îmi doresc tare mult să văd toți copiii aceștia talentați pe care îi aștept și la mine în cadrul emisiunii la Favorit TV. Mulți dintre ei mi-au călcat pragul și îi cunosc deja, doar sunt tare curioasă să văd ce au pregătit pentru dumneavoastră astăzi. Așadar, în aplauzele dumneavoastră, dar furtunoase, haideți să vedem cât de tare puteți să aplaudați. E bine, copii? Da? Înseamnă că ați trecut testul. Ei bine, în aplauzele dumneavoastră, în deschidere, ansamblul Călușul Scornicești, grupa mică, pe care îi rog să vină aici alături de mine pe scenă, să-i aplaudați, să-i încurajați, vor dansa și vă vor încânta. Bineînțeles, alături de ei vor veni și Vlăstarii Mărgineni, coregraf Nelu Ene, director Minel Chefan, coordonator, domnul primar Daniel Tudor, pe care încă o dată vă rog să-l aplaudați. Este mare lucru să realizați că primarul care susține proiectele acestea și care este alături de copiii aceștia minunați este un om deosebit. Vă mândriți cu un primar extraordinar de bun. Cântă de asemenea și solista ansamblului Ana Burciu. Vom vedea dansuri suite locală și o să o ascultăm și pe solista minunată Ana Burciu. Și mai am o surpriză, una mică, dar foarte talentată, pe care eu o cunosc. Și mă bucur tare mult că a venit astăzi la dumneavoastră aici. Este vorba și de Silistru Maria. Pe cât este de mică, pe atât este de talentată. Sunt sigură că la fel de talentate sunt și fetele care s-au urcat aici alături de mine pe scenă. Sunt la început de drum. Și merită și părinții să știți un rând de aplauze pentru că vă susțin în drumul ăsta frumos pe care vreți voi să-l parcurgeți. Ei bine, nu scăpați de mine, eu revin în câteva momente după ce o să vă încânte și o să vă bucure privirile, minunățiile acestea care sunt deja pe scenă. Thank you.
Thank you.
ce pada la vostru dimineața. Când își lasă părul vânt, zici că nu s-o te pământ. Când își lasă părul vânt, zici că nu s-o te pământ. Asta-i mândră de ochi-a tău, pupa o șmăcar odată. Asta-i mândră de ochi, pupa o șmăcar odată. Mulțumesc frumos! Ei, băieții din față, vă rog frumos să vă dați la o parte, noi suntem presă, trebuie să filmăm, vă rog. Mai presa? Filmați și voi. Aveți noi copii acum. Da, da, dar nu trebuie să te duci în gura în gura. Îi mulțumesc domnule Daniel Tudor că m-a invitat la acest spectacol minunat. Să-i dăm drum! Bye.
minunat! Și tu ai fost foarte minunată, Maia, fetelor, dacă îmi dați voie, așa să-mi fac loc printre voi. V-am spus că atât Maia, cât și frumusețile acestea de pe scenă sunt comori ale noastre, până la urmă, pentru că ne mândrim cu asemenea copii și ne mândrim că datorită dumneavoastră, părinților, în primul rând, duc tradiția mai departe. Este minunat, o să-i încurajăm prin aplauzele dumneavoastră, pentru că sunt sigură că sunteți tare, tare mândri de ei și vă bucurați să-i vedeți de fiecare dată pe scenă. Ei bine, dați-mi voie să vă mulțumesc și eu. Au fost în fața dumneavoastră ansamblul Călușul Scornicești, grupa mică și Vlăstarii Mărgineni, pe care o să vă rog să-i aplaudați. Ei or să se retragă împreună cu Maia. Maia a fost invitata lor specială, să știți, astăzi. Vă mulțumesc din suflet. Ei bine, mă bucur tare mult pentru că văd, aud așa aplauzele dumneavoastră și simt că vin din suflet. Mă bucur tare mult că aici la Scornicești sunt oameni minunați, așa cum am mai spus, și de fiecare dată când o să urc pe scenă o să-i mulțumesc domnului primar, pentru că rar mi-a fost dat să întâlnesc un om care să se ocupe atât de frumos de tot ceea ce ține de tradiție, de folclor și să păstreze folclorul, să-l ducă cât mai departe. Felicitări încă o dată domnului primar, dați-mi voie să le mulțumesc și celor de la Jandarmeria Română și Poliției Române, sunt alături de noi aici, să aibă grijă ca evenimentul acesta deosebit să se desfășoare așa frumos. Și să vă mulțumesc dumneavoastră că veniți din ce în ce mai mulți și vă apropiați de scenă, pentru că urmează să avem momente deosebit de frumoase. Ei bine, se pregătesc să urce pe scenă ansamblul Oltenașii Latinei, coregraf Florentina și Vivi Angel. De asemenea, o să ne cânte și solista ansamblului, Popescu Simona. Și acest ansamblu are și el o invitată specială, este vorba de Emilia Drejoiu. O să vă rog să-i aplaudați și să-i susțineți și pe ei, pentru că toți copiii de astăzi sunt minunați. Vă spun asta pentru că i-am văzut încă de acolo din spate, poartă cu mândrie portul popular și este un lucru minunat să vezi copiii care nu se sfiesc să pună o ie sau să danseze până la urmă pe folclor. Că de ce nu? Folclorul, eu consider că este încă diamantul României. În aplauzele dumneavoastră, ansamblul Oltenașii Slatinei! Thank you.
bună ziua și bine v-am găsit! Mă numesc Simona Popescu și vreau și eu să vă fac așa două sârbe. Cine vrea să joace aici în față, cu mare drag. Ia să auzim! See you.
cu piciu, dai, dai cu piciu, dai cu piciu, dai. Oare cum o fi neica? Eu îi rog și el nu vrea. Mulțumesc frumos! Și mulțumesc domnului Daniel Tudor și Consiliului Local pentru invitație.
Grăbina-i de rău plină,
și lumea tu iubești, că dragostea ta înnoită e mai dulce și plăcută. Pe toate le tăinuiești, că și lumea tu iubești, că dragostea ta înnoită e mai dulce și plăcută. Vă mulțumesc frumos! Încă un rând de aplauze, vă rog, pentru domnul Daniel Tudor, care este acolo în spatele scenei și de fiecare dată când copiii coboară primesc așa o îmbrățișare și o încurajare. Este foarte important, așa cum v-am spus. Sunt momente unice pentru ei, dar și pentru dumneavoastră. Vă puteți bucura că aveți copii talentați. Ei bine, să știți că sunteți foarte iubiți. Și văd că avem foarte multe soliste ce vin așa și din prejurul dumneavoastră, dar și de departe, pentru că, așa cum v-am spus, am pregătit foarte multe surprize. Iar acum o invit în scenă să vă încânte pe dumneavoastră și pe mine, de altfel, solista ansamblului Mândruțele de la Olt, Sundrea Georgiana! Mă bucur să mă aflu din nou în fața dumneavoastră. Vreau să vă cânt cu câteva melodii din repertoriul meu. Mulțumesc domnului primar pentru invitație și Consiliului Local. Haideți să petrecem împreună! Drag mă iubesc cu tine, micuță frumoasă de-a, cu ochii de talisman, în alt frumos făcut bine. De drag mă iubesc cu tine, din ochi mă amor, băiete frumos, și din ai pereche mă amor, din uitătură de se lasă pe gură. Din ochi mă amor, băiete frumos, și de n-ai pereche, mă amor, din uitătură de se lasă pe gură. Așa ca tine mai era, ochii frunză de steja, vezi că ierba câmpului, mă omor firai să fii. Din ochi mă omor, băiete frumos, și de n-ai pereche, mă omor din uitătură de se lasă cu-n gură. Din ochi mă omor, băiete frumos, și de n-ai pereche, mă omor din uitătură de se lasă cu-n gură. Thank you.
viața toată, ca să floare îngobocită, oi pe învăță primenită, leagă la prostinii-nocul, să te aleagă norocul, lasă fetei și vecine, și nu să joci cu mine, leagă la prostinii-nocul, să te aleagă norocul, lasă fetei și vecine, și nu să joci cu mine. Știi cum să joci, nu te mai uiți la picioare, privești bobocul de floare. Eu cam așa cu boboci, de nu mai știi cum să joci, nu te mai uiți la picioare, privești bobocul de floare. Leagă la prosinocul, să te aleagă norocul, lasă fete și vecine și vină să joci cu mine. Leagă la prosinocul, să te aleagă norocul, lasă fete și vecine și vină să joci cu mine. Marcele la gât în mod să-ți furi inima de tot, dar pe mine să mă învârți, alte mânduțe să uiți. Marcele la gât în mod să-ți furi inima de tot, dar pe mine să mă învârți, alte mânduțe să uiți. Leagă la prosinocul, să te aleagă norocul, lasă fete și vecine și vină să joci cu mine. Leagă la prosinocul, să te aleagă norocul, lasă fete și vecine și vină să joci cu mine. Vă mulțumesc frumos! Toată țara și-ar dori să vină să vă încânte. Nu ne ajunge timpul, dar promitem că vorbim la anul cu domnul primar și ținem așa 3 zile petrecerea, nu 2. Mai băgăm o zi în care să putem să ne bucurăm de toți copiii aceștia talentați, ce cu siguranță vor ajunge nume mari și vor răsuna în folclorul românesc. Tot în aplauzele dumneavoastră, dar de data asta furtunoase, pentru că vin de departe și aș spune așa, românii au talent, copiii au talent, iar lucrul ăsta să știți că l-au demonstrat în cadrul emisiunii Românii au talent și grupul vocal folcloric Nedeia Novaci, secție externă a Școlii Populare de Arte Constantin Brâncuș din Târgul Jiu, profesor coordonator Elena Balan. Ei, să știți că reprezintă zona pastorală din Transalpina și majoritatea copiilor ce vor urca acum pe scenă alături de mine. Haideți aici alături de mine ca până vă văd cei din fața scenei să pot să mai spun 2-3 cuvinte despre voi. Majoritatea sunt copii ai localnicilor, ai ciobanilor de pe Transalpina. Sunt copii născuți și crescuți în tradiția românească, cu folclorul românesc, cu frumosul României, dacă îmi dați voie. Cu lucrul ăsta îmi permit să mă mândresc și eu astăzi, pentru că vom face așa o trecere prin mai multe genuri și prin mai multe zone folclorice. Aplaudații, sunt minunați, au un port extraordinar și îl poartă cu mândrie, să știți, încă de acolo, de jos, de când au așteptat. Astea sunt pentru mine? Vă mulțumesc din suflet. Să știți că ei s-au pregătit cu bunătăți, au adus de la ei, de acolo, de pe Transalpina. Cred că este pomana porcului, o mămăliguță, așa cum se cuvine, șobrântă. Bună ziua și bine v-am găsit, vă spun și eu, Elena Balan, sunt profesor, coordonator al acestui minunat grup. Este secția externă Novaci, al Școlii Populare de Artă Constantin Brâncuș Târgu Jiu. Vă mulțumim frumos pentru invitație. Am adus în fața dumneavoastră tocan de oaie, de la noi de pe Transalpina, adică de la părinții copiilor. Mămăliguță, brânzică, brânză, caș dulce, țuică și legume.
De toate am adus, chiar vă rugăm să le gustați. Noi o să ne bucurăm mai întâi de toate de copiii dumneavoastră talentați. Domnul primar este aici alături de noi, Daniel Tudor, și abia așteaptă să-i vadă. Mulțumim din suflet și domnule primar și domnului director al casei de cultură din Scornicești, domnul Minel. Vă mulțumim din suflet. Sigur că da. Și ori de câte ori suntem invitați, venim cu mare drag și cu mare plăcere. În aplauzele dumneavoastră, grupul folcloric Nedeea Novaci. Hai mândruță să
Yeah.
La la la.
mult. Zi brazi voi adânci, dorule măi dor, regizoare de sus sânci, dor și iară dor.
Luciană ca la noi, ciobănașule. Că destul ai stat la oi, măi ciobane măi. Toată vara ai vărat, hai, hai și iar hai. Acu-i vremea de jucat, hai și iar hai. Cu băcița fi vălos, hai, hai și iar hai. Că știi a juca frumos, hai și iar hai, măi.
La 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 la
A venit și rândul meu, da? Ei, ha, ha, ha! Ciobănii ai viața mea, cu oile și turma. Thank you.
Lungiță, geaba zici, la 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 la. Nu pe cu turma de aici, la 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 la. Oile au ce mânca, la 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 la. Și apă de unde bea, la 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 la. Îmi aduc urma și eu, la 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 la. Că aici e locul meu, la 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 la. Unde pasmi oarele, la 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 la. An de an ciobanule, la 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 la. Mulțumim din suflet, a fost grupul vocal folcloric Medeea Novaci și al Școlii Populare de Artă Constantin Brâncuș Târgu Jiu. Mulțumim încă o dată la mulți ani, scornicești! Mulțumim domnului primar, mulțumim domnului director al Casei de Cultură, vă mulțumim din suflet! Noi vă mulțumim în continuare! Noi vă mulțumim tare mult, sunteți minunați de la mic la mare, ne bucurăm că ați fost astăzi alături de noi, mă bucur și mai tare când văd că suntem din ce în ce mai mulți și se aud aplauzele din ce în ce mai tare, nu-i așa? Se poate, să știți și mai bine, se poate de acolo din spate până aici în față, pentru că aveți un primar extraordinar, aveți oameni minunați aici și la dumneavoastră în oraș, iar eu mă bucur și așa cum v-am spus, vă readuc aminte, acum, cu cât aplaudați mai tare, cu atât imaginile vor fi mult mai frumoase, pentru că parte din acest spectacol, și să știți că nu am făcut-o până acum, deși am fost la foarte multe vara aceasta, le voi difuza chiar în prima ediție, când ne reîntoarcem unde vă aștept și pe dumneavoastră, începând cu data de 19 septembrie la Favorit TV, începând cu ora 19. Sunteți minunați și vreau să transmit cât mai multe imagini cu aplauzele dumneavoastră, cu toată iubirea pe care dumneavoastră oferiți soliștilor, indiferent că sunt mici, sunt mari, sunt consacrați sau sunt la început de drum, trebuie susținuți. Iar lucrul acesta minunat, să știți că îl face și primarul dumneavoastră, primar deosebit, și așa cum am spus, rar mi-a fost dat să întâlnesc un om care să stea acolo, la buza scenei, încă de la începutul spectacolului și sunt sigură că până la final nu se va dezlipi de noi. Susține și încurajează tinere talente, așa cum o face de fiecare dată. În aplauzele dumneavoastră încă o dată pentru domnul primar Daniel Tudor Furtunoase, pentru că uitați ce lucruri minunate face aici și a avut parte de o echipă deosebit de bună și de profesionistă, este vorba de Costi Bambu, pe care o să vă rog să-l aplaudați și pe el, este omul din spatele conceptului acesta, om minunat. Și tot cu aplauze, pentru că am nevoie de cât mai multe aplauze, o să vă rog să o prezentați, să o aplaudați pe Alexia Târcovu. Alexia, erai pe aici, pe undeva, și sunt sigură că dacă dumneavoastră o aplaudați, ea vine repede, repejor și o să vă încânte. Este solistă, a spune eu, deja profesionistă, pentru că face parte din Doina Argeșului. Sunt sigură că îi știți și iubiți și pe dânsii. Vine acum, vine repede, repejor, cu puține emoții, însă urcă aici alături de mine pe scenă. Îți doresc mult succes, este vina mea că eu i-am spus, poți să mai stai un pic vreo 20-30 de minute, iar chiar a luat în serios și s-a plimbat pe aici. Mult succes!
Bună seara, vă spun și eu, Alexia Țârcomnicu din Pitești. Iar în această zi minunată am deosebită plăcere de a fi aici alături de dumneavoastră. Iar pentru asta îi mulțumesc din suflet pentru invitație domnului primar. Și facem o piesă frumoasă! Thank you.
să mai fie. La țară floresc toți pomii, de la țară vin și domnii, sunt a mea copilărie. Tinerețe cu păcate și dragoste pe furate, cum a fost n-o să mai fie. Bye.
dată. O, cine seamănă cu mine, cine numele mi-l poartă? M-am mândrit și am cu cine, că am băiat, am și fata. Noi îți mulțumim. Văd că din ce în ce mai multă lume este aici alături de noi la scenă și aplauzele sunt din ce în ce mai furtunoase, așa-i? Nu le aud, să știți. Ei bine, pentru că sunt aici la dumneavoastră și îmi place tare mult și mă bucur că aveți oameni talentați, dați-mi voie înainte de momentul următor. Am un om drag aici alături de mine pe scenă, este vorba de domnul Ilie Langă, este tatăl bunului meu prieten, pe care sunt sigură că îl știți, este de aici, de la dumneavoastră, este omul care a asigurat muzica pe toate aceste momente. Și o să vă rog să-l aplaudați atât pe el cât și pe colegul dumnealui și să-l prețuiți, pentru că pe lângă talentul pe care îl are, se mândrește cu un băiat, Alin Langă, este băiatul domnului Ilie Langă, cu siguranță îl știți pentru că este acordeonul ce o însoțește pe Andra în spectacole și nu doar pe Andra, ci pe mari artiști peste tot pe unde cântă și fac cinste până la urmă nouă românilor. Ei bine, cinstor să ne facă și călușarii. O să invit alături de mine ansamblul Călușul din Scornicești, coregraf profesor Nelu Ene, director Minel Chefălar. Și Chefălan, iar domnul Chefălan, să știți că este aici alături de mine și a avut grijă să-mi spun așa de fiecare moment în parte, să se mândrească cu copiii dumneavoastră și să se bucure cu dumneavoastră de toate momentele acestea frumoase pe care fără dumneavoastră el n-ar putea să le realizeze, dar nici fără domnul primar, care este sprijin în tot ceea ce face și, cum spune dânsul, a ridicat ansamblul așa, pe cote înalte. Sunt sigură că vă mândriți, sunt frumoși, de la mic la mare. De talent nici nu se mai pune în discuție lucrul acesta. Vă las să vă bucurați de acest moment minunat și să știți că surprizele nu se termină aici. Vom petrece până diseară la ora 12, pentru că este zi de sărbătoare și ținem petrecerea până dimineață.
știți că n-am auzit suficient aplauze. Felicitări, sunteți talentați, sunteți minunați de la mic la mare și dați-mi voie în fața dumneavoastră, acum pe scenă, să invit omul din spatele copiilor aceștia minunați, omul care trăiește fiecare pas, fiecare bătaie, orice au făcut ei pe scenă, emoția dânsului a fost extraordinară acolo în spate. În aplauzele dumneavoastră vreau să-l invit pe domnul director Minel Chefălan, alături de mine, pentru că are o surpriză. Vă mulțumesc, dar surprizele le facem după ce acești minunați copii o să vă arate tot ce știu și tot ce pot. La terminare, după căluși, m-am un pic de răbdare, cred că și dumneavoastră, cu așa minunați copii, ne mândrim cu localitatea noastră. Vă mulțumesc din suflet și revin imediat. Ce să mai vă țin și pe dumneavoastră pe jar și o să-i țin și pe ei, pentru că nu știu încă despre ce surpriză este vorba, dar sunt sigură că va fi una minunată și pe care acești copii o merită pentru toată susținerea pe care o au. Să știți că o să-i urmăriți din nou dansând pe cei din ansamblul Călușul Scornicești. De asemenea, să știți că am pregătit o surpriză deosebită. Ne va încânta în această seară minunată și... Dacă este pregătit, sunt sigură acolo jos. Este vorba de solista la ansamblul Călușului, Mădălin Gheorghe și Iasmina Cojocarul. Dar înainte să ne cânte ei, o să avem parte de un recital la vioară. Da, este pregătit. Este un tânăr talentat, un tânăr ce promite să își ducă numele cât mai sus, să vă facă pe dumneavoastră mândri, pentru că sunteți... Ce să mai... Dacă prin primele acorduri a spus multe, o să vă rog să-l aplaudați, pentru că sunt sigură că o să auziți de acest nume și o să răsune pe buzele dumneavoastră. Este vorba de Codruț Nastasia! Thank you.
Când e soartă de nedreaptă, câte lovituri mi-ai dat. Altul să fi fost ca mine, nu știu cât aș fi răbdat. Cât e soartă de nedreaptă, câte lovituri mi-ai dat. Altul să fi fost ca mine, nu știu cât aș fi răbdat. Trece apa învolburată, peste pietre și seții. Peste mine au trecut valuri, de necazuri și mai vin. Trece apa învolburată, peste pietre și seții. Peste mine au trecut valuri, de necazuri și mai vin. Treceam prin viață, însă m-au dezamăgit. Câțiva de prin jurul meu au fost primii ce-au lovit. Mai ușor treceam prin viață, însă m-au dezamăgit. Câțiva de prin jurul meu au fost primii ce-au lovit. M-am luptat să le fac față, ca să nu mă dovedească. Văd și eu că au început puterile să-mi slăbească. M-am lăsat să le fac față, ca să nu mă dovedească. Văd și eu că au început puterile să-mi slăbească. Așa mi-am zis, eu m-am împăcat cu soarta. De-aș mai trăi încă o viață, său că nu mi-aș dori alta. Nu-i nimic, așa mi-am zis, eu m-am împăcat cu soarta. De-aș mai trăi încă o viață, său că nu mi-aș dori alta. Am fost bun cu toată lumea, cu frică de Dumnezeu. Așa am primit răsplata, de la viață tot mereu. Am fost bun cu toată lumea, cu frică de Dumnezeu. Așa am primit răsplata, de la viață tot mereu. Vă mulțumesc frumos! Dar ce am eu îmi par cu plăcere. C-am văzut la rândul meu, c-am primit atunci când mi-a fost greu. Nu sunt bogat, n-am avere, dar ce am eu îmi par cu plăcere. C-am văzut la rândul meu, c-am primit atunci când mi-a fost greu. Și-am văzut că se întoarce roata, că o mână o spală pe alta. Și că amândouă spală fața, că nu știi ce vă aduce viața. De-aia Dumnezeu mie mi-a dat. L-am dat la bine, la greu, că n-am vrut la nimeni să fac rău. Multă lumea m-a ajutat, de
aia Dumnezeu mie mi-a dat. L-am dat la bine, la greu, că n-am vrut la nimeni să fac rău. Și-am văzut că se întoarce la ta, că o mână o spală pe a ta și că amândouă spală fața, că nu știi ce vă aduce viața. Împărțit mari iubire și în schimb am primit amăgire. Am văzut în să vă spun, bogăția mea sufletul bun. Am împărțit mari iubire și în schimb am primit amăgire. Am văzut în să vă spun, bogăția mea sufletul bun. Și-am văzut că se întoarce roata, că o mână o spală pe alta și că amândouă spală fața, că nu știi ce vă aduce viața. Și rămâi mai sărac sufletește. Din tot ce ai cu să dai, că nu știi dacă mâine mai ai. Bogăția te vorbește și rămâi mai sărac sufletește. Din tot ce ai cu să dai, că nu știi dacă mâine mai ai. Și-am văzut că se întoarce roata, că o mână o spală pe alta și că amândouă spală fața, că nu știi ce vă aduce viața. Și-am văzut că se întoarce roata, că o mână o spală pe alta și că amândouă spală fața, că nu știi ce vă aduce viața. Vă mulțumesc din suflet tuturor și vreau să mulțumesc în mod special domnului primar Daniel Tudor, care este un primar și un om deosebit. Distracție plăcută tuturor! Vă iubesc! Bună seara tuturor! Mă bucur nespus de mult să fiu aici în fața dumneavoastră. Vreau și eu să aduc mulțumiri domnului Ene, domnului primar, pentru invitație și pentru că a făcut posibilă organizarea acestui spectacol pentru dumneavoastră. Și mai vreau să mulțumesc lui Costi Bambu pentru munca depusă. Și eu vreau să vă încânt cu două piese, una din repertoriul meu, care sper să vă placă. Spart viața și apoi m-a
ajutat viața. Crucea mea e din lemn de blat, oricând alții vor să cad. Ascolbor și mâine urc și unde vreau tot ajung. Care-a ta viața ne este, păi nu știu cum se răsucește. În ce loc, în care parte, în ce care rând din alte părți. Hai, da! Cules pinii cu mâna ca să mi se vadă urma și pe unde am trecut. Crucea mea e din lemn de blat, oricând alții vor să cad. Ascolbor și mâine urc și unde vreau tot ajung. Rata viața ne este, păi nu știu cum se răsucește. În ce loc, în care parte, nici în care rând din carte. Și se ține că lasă că-i șa de fine, scutură din poale, beto să-i omoare. Joacă mândra și se ține că lasă că-i șa de fine, scutură din poale, beto să-i omoare. Joacă mândra și se ține, că lasă că-i șa de fine, scutură din poale, beto să-i omoare. Joacă mândra și se ține, că lasă că-i șa de fine, scutură din poale, beto să-i omoare. Vă mulțumesc din suflet și vă doresc în continuare petrecere frumoasă. Eu am fost pentru dumneavoastră Iasmina Cojocaru. Vă mulțumesc!